cafea și informații despre bursă. Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom vedea diferența dintre principalele platforme de tranzacționare pe care le știm. Sunt mai multe platforme, adică acestea două despre care vom discuta astăzi nu sunt singurele, dar sunt, să zicem, cele mai utilizate, cel puțin de începători. Și vreau să arăt un pic o balanță între cele două, diferențele dintre cele două și să vedem care ar fi cea mai potrivită platformă pentru tine. Astăzi vom discuta despre eToro și Trading 212. Ambele platforme sunt gândite pentru a investi sau pentru a face day trading. Diferența dintre ele înseamnă day trading-ul este considerat o investiție pe termen foarte scurt, uneori ții un trade câteva minute sau câteva ore, poate în general sub o zi, iar investițiile pot fi considerate din ordinul săptămânilor până în ordinul anilor. Ambele lucruri pot fi făcute ori pe eToro, ori pe Trading 212, dar haideți să vedem care este diferența dintre ele. În primul rând, asemănările dintre cele două platforme ar fi așa: pe ambele poți tranzacționa crypto, stocks, ETF și Forex. Deci nu este nicio diferență aici. Ambele îți permit tranzacționarea cu leverage. Ce înseamnă leverage? Înseamnă dacă tu ai $100, poți folosi leverage X3, de exemplu, și atunci este ca și cum ai fi cumpărat de $300. Dezavantajul la această chestie este că într-adevăr poți câștiga mai mult, dar riscul este mai mare, poți pierde mai mult, pentru că poți pierde exact ca și cum ai avea $300, nu $100. Mulți îl folosesc de această unealtă, mulți greșesc folosind această unealtă și pierd mulți bani, dar mulți știu să o folosească și au de câștigat. Vom vorbi despre asta într-un alt video. Ideea este că ambele platforme oferă această posibilitate de leverage. Ideea este că pe Trading 212, dacă vrei să ai leverage integrat în platformă, trebuie să-ți faci cont separat, adică ai cont de invest și cont de CFDs. Pe eToro sunt ambele la un loc și poți să le faci deodată, dar au găsit băieții o variantă pe Trading 212 în care găsești stocul ori 2 și, de exemplu, găsești Netflix ori 2, Netflix ori 3, să zicem, și atunci este cu leverage 2 sau cu leverage 3. Este destul de limitat, dar este o variantă încât să nu-ți mai faci alt cont pe tot pe trading, să ai două conturi separate. Dar, să zicem că asta ar fi un mic dezavantaj pe partea de Trading 212, că au complicat situația, spre deosebire de eToro, unde sunt toate acolo. Pe partea de comisioane sunt destul de asemănătoare, adică dacă ești serios cu investițiile, sincer, nu prea te vor afecta acele comisioane. Mai ai un 5 euro dacă vrei să retragi banii, nu știu, mai ai câteva procente pe aici pe acolo, unde ai pe eToro, să zicem, nu ai pe trading sau invers, dar când tragi o linie sunt tot pe acolo. Adică sunt niște comisioane destul de mici, nu este nimic ieșit din comun încât să zici că, băi, dacă știam că mi-a 1000 de lei ca să pun bani sau să scot bani, nici nu mă mai apucam. Nu este cazul. Ambele au aplicații, atât de telefon, cât și de tabletă, cât și pot fi folosite pe desktop. Din punctul ăsta de vedere sunt la fel. Acum intrăm în diferențe. Diferențele sunt destul de clare. În primul și în primul rând, eToro este mult mai ușor de folosit și arată mult mai bine, în opinia mea, adică este mult mai user-friendly. Nu știu, graficul, totul este acolo. Eu am folosit ambele platforme, eToro am folosit câteva luni, după care m-am mutat pe trading. eToro mi s-a părut mult mai clean, așa că și ai totul acolo, nu știu, lucrurile merg mai simplu, este mai clar, sunt mai ușor de găsit. Îmi place mult la eToro, de exemplu, diferența este că ai o parte de social, în care dacă intri, de exemplu, și scrii Tesla, imediat, sub primul rând, îți dă opiniile celorlalți oameni. Acum, o fi bune, nu o fi bune, ideea este că ai această variantă, poți să mai vezi niște păreri. Este aceeași chestie cum este pe TradingView. Pe TradingView se întâmplă același lucru. Dacă scrii orice, Tesla, să zicem, dacă tot am mers pe exemplul ăsta, găsești grafice făcute de oameni să vezi ce părere au ei, ce predicții au ei. La fel se întâmplă și pe eToro. Acum, cât o fie ele de exacte, majoritatea nu sunt. Din ce am văzut eu pe acolo, majoritatea sunt începători care întreabă, gen, oare mai crește, oare mai scade, ce să fac, sunt panicat. Dar mai găsești și câteva informații bune. Și sunt mulți care postează acolo tot din domeniul ăsta de social trading, pentru că tu poți să copiezi un trader. Eu, de exemplu, dacă devin trader public, care pot fi copiat, cum ar veni, oamenii, tu poți să intri și să copii exact ce fac eu. Și atunci oamenii și-au luat un fel de aer de influencer și postează zilnic în care îți fac un fel de mini rezumat. Uite, eu astăzi cred că asta va crește, asta va scade. Mulțumesc traderilor mei, cum ar veni, care suntem aici în echipă, copiem și așa mai departe. Mergem mai departe, investim în astea și în astea, nu ne facem probleme. Se creează un fel de mică comunitate în jurul fiecărui trader. De asemenea, ai partea de topuri unde poți să vezi cum a mers fiecare trader, care a avut rezultate
rezultate mai bune, poți să urmărești diversi oameni. Deci, din punctul ăsta de vedere, eToro este net superior. Deci, net superior, mult mai ușor de folosit, clar găsești chestiile astea de social pe care nu le ai pe trading. Graficul, să zicem că este cam la fel, eToro are pe grafic, dacă vrei să folosești graficul acela pentru analiză, are chestii. Nu este ca trading, ca trading view, unde ar trebui să faci practic analiza tehnică, dar graficul, să zicem, este un pic mai evoluat pe eToro. Marele dezavantaj la eToro este că nu găsești multe firme. Cel puțin în momentul în care eu foloseam eToro, nu am găsit foarte multe firme. Găsești firmele principale, da, dar nu găsești multe firme din SUA. Foarte multe firme efectiv nu le găsești, atât din SUA, cât și nu mai spun dacă ești să cauți ceva de pe alte burse. De asta, de altfel, m-am și mutat, pentru că până la urmă mei uneori poate vrei să beneficiezi de o, nu știu, oportunitate care vine acum și este pe altă firmă și zici, bun, uite, aș fi vrut să cumpăr asta, de ce trebuie să fiu limitat să cumpăr doar câteva firme, pentru că așa este platforma. Cel puțin pentru mine asta a fost un mare dezavantaj. Dar, dacă nu te interesează acest lucru, dacă tu oricum urmăreai să investești în Tesla, Netflix, Amazon, Google, Facebook, astea principale și mai găsești, adică nu sunt doar astea, dar în principiu găsești firmele mari și populare, le găsești. Dacă urmărești să investești doar în astea, atunci cred că eToro este cea mai bună variantă. Apoi, pe partea de extras bani, de scos banii, am auzit persoane care au avut probleme cu eToro. În sensul de probleme, au îngreunat procesul. Personal, pentru mine, mi-au îngreunat procesul pe bancă, pentru că ai mai multe metode de a extrage banii din cont, ca să-i pui în contul personal, să-i poți folosi, de exemplu, și am vrut să extrag, să văd cum este procesul. Și pe bancă mi-a refuzat complet. Adică am încercat mai multe IBAN-uri, de ale mele am IBAN pe euro, dolari și lei. Am încercat toate trei IBAN-urile, au spus că nu. Pur și simplu, mi-au spus nu putem extrage banii în acest cont. Nu mi-am dat nicio explicație de ce nu, de ce da, au zis că nu. Bun. După care am reușit să-i scot pe PayPal și au ajuns în două zile. Deci s-a rezolvat. Dar am înțeles că fac acest proces mai dificil. Acum, nu este prima dată când se întâmplă. Am mai auzit platforme care fac acest lucru, tocmai în ideea asta să te descurajeze de a-ți scoate bani. Dar este doar o descurajare, adică nu este la modul chiar nu poți să scoți bani dacă ai nevoie, doar că îți îngreunează un pic procesul și poate deveni frustrant în momentul în care ai nevoie atunci. Cu toate astea, recomand să nu investești bani de care ai nevoie imediat. Adică dacă ți-e trebuie bani să-ți plătești chiria, mai bine nu-i bagi pe bursă. Îi lași acolo și banii pe bursă să fie cei cu care genii ai în plus. Dar dacă vrei să scoți bani imediat, poate deveni un pic frustrant această chestie. Partea de a adăuga bani este foarte simplă la ambele. Adică dacă vrei cu cardul, ți-ai pus cardul, îți iau un mic comision, dacă pui cu cardul, dar este instant. La modul ai dat play și nici măcar nu mai trebuie să mai treci datele. Ai trecut odată cardul, ai dat vreau să pun $500, banca ți-au plecat $500, au apărut în cont. Deci procesul ăsta e foarte simplu. Ca și unealtă, cred că ar trebui să te bazezi pe analiză, să-ți citești informațiile. Apoi eToro mai are ca și diferență, mai are o parte de recomandări, analize, vezi ce au mai cumpărat alții, este undeva în dreapta la resource, cred că era, și vezi exact ce au mai cumpărat alții, ce recomandări, dacă fondurile de investiții au cumpărat sau au vândut mai mult, adică îți mai dă niște insider-uri, insider-uri pe care oricum le găsești dacă le cauți separat, adică nu este ceva secret, dar cred completează. Ca și idee, părerea mea personală este că eToro este mai ok ca și platformă pentru începători în special. Pentru cei mai avansați cred că trebuie să mergi pe Trading 212, pentru că odată găsești mai multe firme, a doua oară mi s-a părut și un pic mai stabilă. eToro mai are niște chestii din astea, ba întrerupe tranzacțiile, ba întârzie, ba nu știu ce s-a mai întâmplat și îți dă din aia probleme tehnice, ne pare rău, nu știu ce, dar acelea sunt voite, adică nu prea au fost chiar probleme tehnice. Dacă ești un investitor la început, nu cred că te vor deranja chestiile astea. Dacă ești acum un mega pasionat și așa mai departe, atunci cred că mai bine mergi pe Trading 212. Și cam aceasta a fost experiența mea personală cu cele două platforme de tranzacționale. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles, nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și ne vom vedea la video următor. Pa!